ianuarie 2020, instanța de insolvitate jucătorii Hrincesei de centrală vede componența președintele ședinței judecător Emil Bolat, prefer Dumitru Mujanski, examinată ședința judecată publică și relichidatorului a procesului de faliment simplificat Popa Valeriu, privind încetarea procedurii din insolvitate față de asociația economică împrumut de Enceni, precum și aprobarea raportului final și bilanțului de lichidare, în conformitate cu articolul 134, 135 de legii insolvabilității, articolul 126 de codul procedurii civile, instanța hotărăște. Se aprobă raportul final și bilanțul de lichidare al lichidatorului Popa Valeriu față de viitorul asociației economică împrumut de Enceni. Se dispune încetarea procesului din insolvabilitate față de viitorul asociației economică împrumut de Enceni cu adresa Raionului Loveni, satul de Enceni. Se dispune radierea din registrul de stat al persoanelor juridice a debitorului Asociației Economice și Împrumut Dăncieni, cu adresa Raionului Loveni, satul Dăncieni. Se consideră stinse creanțele neexecutate ale debitorului Asociației Economice și Împrumut Dăncieni față de creditorii săi validați. A publicat dispozitivul prezent de hotărâri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea este executorie din momentul pronunțării, dar poate fi atacată cu recurs la punerea pe opțiune în termen de 15 zile din momentul pronunțării. Participanți la proces se numerează pe copii de hotărâri. Ședința de judecată se declară închisă. Domnul Bărcă, doamna Mariana, doamna Tatiana, primiți vă rog pe copii de hotărâri. Vă rog frumos să răzbunați și pe recepție. Domnul Popa, că putem dumneavoastră citată copii de hotărâri, că ies pentru răpunul executat. Următoarea ședință de judecată, bas consersele. Înțeles că nu ești de acord. N-ai fost de acord cu lichidarea și o să contești decizia asta, așa? Nu sunt de acord, evident, nu sunt de acord cu... Și dacă o lichidează, înseamnă că nici nu mai pot spera să pregnești vreodată bani, da? Da, îmi pierd orice speranță pentru... Dar oricum am să încerc să atac la curte de apel să văd ce ai reușit să fac. Deocamdată... Dar ei de ce nu achită? Că nu există masă lichidatoare, înseamnă că și nu au nimic, mașini, serii, una nimic, da? Nu achită deoarece inculpație, adică contravadiem și Tatiana, e... Toate bunurile le-au trecut după rudele lor, tot, absolut tot. Ei au rămas... Dar femeile astea se rolau cu ele... Da, femeile astea, Ungureanu și cu Usumariana, ele au preluat conducerea ca administratoare, ca director și ca lichidatoare. Când au dispărut Condrea sau cum? Da, în locul Condrea, da, când s-au alăturat. Și practic ele n-au făcut nimic, absolut nimic n-au făcut, ele au fost, eu nu știu cu ce scop, care a fost scopul lor. Care a fost scopul de ei, au dorit ca el să devină locul directorului. Probabil că au avut un scop oricare. Acum se plâng că au rămas și ele datoare. Nu, aceasta ce spune, să pun asta de persoane. Dumneavoastră nu ați contestat că ați fost de acord cu lichidarea. Da. Dar de ce ați fost de acord dacă tot aveți niște bani acolo, nu? N-ați vrut să-i recuperați? Noi avem directorat la domnii care se închiși. Păi una e închisă, dar unul e fugat. Că acela mai prinde sau mai vedeți vreodată? Da, și mai las puteri nimic să ne exercăm sumele, așa că, oricum, dacă statul nu se ține, nu se trebuie nimic. Eu sunt sigur că aceste două persoane, ele s-au desăpuit banii. Probabil că cineva din... Ele spun că formal mai au datorii, că nu au primit bani. Nu, ei ce spun asta părerea lor, dar eu sunt sigur că ele și-au recuperat banii de la debitori, de la un debitor care îi neam cu ei, îi neam. Și-au recuperat banii și au făcut lucrul ăsta așa, devenind
în locul directorului și ca administratoare și ca lichidatoare, intenționat au prelungit timpul ca să treacă 3 ani ca să scape debitorii de plată, adică să întoarcă. În asociația aceea unii au depus bani, dar alții au luat cu împrumut. Da, da, da. Nu tăia erai de și care ai depus bani. Care am depus, da. Și, dar care a fost, de ce a făcut lucrul acesta? Probabil că și-a recuperat banii, documentele de-a înlăturat undeva și spun că ei au luat bani în împrumut, dar fără documente. Cum așa 28 de persoane poate să iei bani în împrumut, să le dea așa, las ca să ne întoarci. Zeci de mii, sute da, de mii. Cum, da, da, n-are cum, pentru că nu mi-a fost cont de directorul atât de prost că să dea bani la 28 persoane, spune că las ca să ne întoarci, să nu dea documente. El a dat documente, el a lăsat terenul. El era obligat prin lege. Da, el a lăsat terenul, gaj, pus semnătura unde am de lor și în afară de asta, în scurt, n-are cum. Înseamnă că cele documente, ele sunt înlăturate, sunt ascunse. Ele eu că nu sunt. Nu poate așa ceva. Trebuie procuratura să... Și acum înțeleg că o găsit o țapă spăiștor pe contabilă, Iosipoi, care este da, închisă, da? Da, da. Dacă Andrei Fugar și nu știe nimic da. Unde. Eu cred că trebuie procuratura să investigheze cazul ăsta și să dea de urmă. Unde sunt documentele care au luat în împrumut debitorii? Ce s-a făcut cu ele? Nu poate așa. Au luat bani și fără documente. Și așa nu poate exista. Că directorul nu poate să dea bani, atâta bani, să dea în împrumut și să spui, lasă că o să întoarce după așa cumva. Nu. Și el a sfiat asta răspundere, pentru că eu am adresat, eu deja m-am adresat la procuratorul, și sfiat asta răspundere penală. Deci trebuie să fie... Aici două femei? Da, aceste două femei, Ungurean Tatiana și Ursu Mariana. Dar te-ai plâns deja organilor? Da, eu m-am adresat la procuratură, dar cred că acum sunt eu avocat și am să... Insiști. Da. S-au scos ordonanță de neîncepere, de încetare a urmăririi penale, da? Sau cum? Cum? Procurori, au scos ordonanță? Aștept rezultat acum, aștept ofițerul de urmăririi penală, trebuie cum să... Încă anchetează. Da, anchetează și după asta ea se expedieze la procuratură și de acolo probabil că îți primesc ordonanță. Și după ordonanță și probabil că am să vedem ce să facem, ori atacăm... Dacă e ordonanță bună, aștept să trimite în instanță, dacă ordonanță de punere sub învinuire sau tot așa, nu? Cum? Poate fi și ordonanță bună. Dacă e ordonanță bună și voi fi de acord, probabil că nu trimite în instanță? Da, da, da. Eu am să fac orice pentru să mi se restituie banii care am muncit și am depus. Asta.